A fost o perioadă destul de delicată pentru, de fapt, pentru, cred că pentru toată lumea. Nu cred că a fost cineva care, în toate discuțiile care au existat, în care diversi oameni încercau să găsească tot felul de explicații și de vinovați, nu cred că a fost cineva care a fost ok în perioada asta. Dar pentru mine a contat foarte mult și contează foarte mult, vorbeam cu oameni, să îți petreci perioada aia cu cine trebuie. Și cumva există două rezultate după toate lunile astea. Ori sunt cupluri care rămân împreună și sunt ok și au avut perioada asta din care au ieșit foarte bine, adică chiar probabil că mai întăriți și mai echilibrați iar niciodată, sau poate să existe oameni care își văd de drumurile lor. Sunt în prima parte a acestor două lucruri. Ba mai mult, nevastă mea, pe lângă echilibru, mi-a dat și puterea de a trece peste toată perioada asta și recunosc că eu am avut, cel puțin începutul, lunile martie, aprilie, pentru mine au fost mai grele și mai dificile și nu știam de unde să o apuc. Și atunci ea era exact pe partea cealaltă, foarte optimistă cumva și încercând să spună că lucrurile vor intra într-un normal, mai devreme sau mai târziu. Mi-a luat cam vreo lună de zile ca să mă echilibrez, dar a contat foarte mult și contează foarte mult mediul și oamenii care te înconjoară. Și atunci, cel puțin în perioada aia de două luni în care am stat doar în casă, a contat extraordinar de mult nevastă mea. Dar cu speranță și cu optimism, lucru care ni-l dau oamenii din jurul nostru, putem să trecem peste asta și să ne bucurăm în continuare de normalul ăla despre care nu eram atât de entuziasmați. Mulți dintre noi eram obosiți de evenimente, de concerte, de nu știam să mai mergem și acolo și dincolo și acum nu mai suntem obosiți. Acum vrem oboseală și vrem normalitatea aia care ne plăcea, sau nu știu dacă, adică ne plăcea cu siguranță, dar nu ne dădeam seama că ne place. Era un titlu bun într-un ziar din Spania la momentul pandemiei, eram fericit, dar nu știam. Cred că asta e cel mai lucru care caracterizează cel mai bine, ne caracterizează pe noi.